Bună seara, e o surpriză să vă vedem aici. Ați venit să vedeți filmul sau vă leagă ceva anume de acest film? Bine v-am... Bine ați venit. Da, bine ați venit. Și da, într-adevăr, stați că am emoții. Că vă văd mereu că am emoții. Da, am venit la filmul Iulianei. Pentru că fetița mea și eu, bineînțeles, suntem... entuziasmați de ceea ce face, succesul ei, și chiar ne bucurăm foarte mult. Și Maria, fetița mea, este de la, cred că de la vreo un an și jumate, așa. Numai Iuliana Beregoi cântă la mine în casă. Dumneavoastră o cunoașteți pe Iuliana? Da. Am fost la aproape toate spectacolele ei. Fetița, da. Dar suntem și prieteni și pe Instagram și pe... Este o super fată, îmi place de ea pentru că e foarte deșteaptă. Și este foarte iubită. Și e un lucru foarte măreț să te iubească lumea. Înțeleg că fetița și tu, îndemnată fiind de succesul Iuliane Beregoi, dorește să-i calce pe urme? Cred că da. Cred că vrea să-i calce. De fetița mea vorbești, nu? Că nu te-am auzit bine, că e gălăgie aici. Da, fetița mea, vine cu acea Maria. Ea este fetița mea, dar are o voce foarte... Da, foarte frumoasă o voce. Îmi lau și-o puiu. Și ea este, cântă și are două, trei melodii, dar încet. Se va lansa și ea în muzică pentru că îi place foarte mult. Fac și o actriță și de toate. Ce fel de muzică îți place dacă tot ești aici? Muzică pop. Pop, nu manele, nu lăutăre. Nu-mi plac manelele. Și pe tati îl asculti? Pe tata îl ascult, dar în general mie nu-mi plac manelele. Ce să facem? Numai tati. Ce să facem? Tac din gură, mai zic ceva? Important e că îi place ceva. V-ați gândit, ați luat în calcul să cântați cu fetița dumneavoastră ceva pop, manel? Păi avem o piesă, adică nu avem o piesă, am cântat eu o părticică mică, nu o las pe ea. Și eu tot arâmbiuri pop am cântat, n-am cântat manele. Eu am abordat genul ăsta de manele dintr-o, să zic așa, într-o greșeală. Nu-mi pare rău niciodată, Doamne ferește. Dar eu cânt orice gen muzical. Și fetița mea, nu vreau să cânte manele pentru că nu vreau să-și piardă nopțile. Ca noi, știi cum, îți dai seama, de 20 ceva de ani, nopți. E fată până la urmă și e greu pentru o fată sau o femeie, va ajunge și ea. Și dacă va ajunge și ea artistă, tot va pierde ceva nopți. Păi da, dar nu așa. Uite cum face Connector, Andra, spectacole de alea frumoase.